Ciul, mai mult meu Sabin de pe InfoPCIQ și astăzi am să vă prezint o metodă foarte simplă de a rula Windows Millennium Edition sau Windows Me, depinde cum doriți să spuneți, pe telefonul dumneavoastră mobil Android. Pentru început vom intra pe site-ul 4 Shared. Vom da pe al doilea URL. Iar în această bară de căutare vom scrie Limbo PC Emulator și vom da Enter. Și ne-a apărut această versiune Limbo PC Emulator QEM or 86.0.9.8 PC. Această aplicație o vom descărca. Am apăsat pe acest mic butonaj Download și pe Free Download. Ne vom loga cu Facebook-ul, Twitter, Instagram sau Google Plus. Eu mă voi loga cu contul de Google Plus. Avea un pic de așteptat și acum va începe această descărcare. Se pare că fișierul nostru a fost descărcat. Mai avem un mic fișier de descărcat, adică Windows-ul, interfața Windows-ului, sistemului nostru de operare, însă la aceasta am să vă las eu un link de descărcare mai special. Acum trebuie să conectați dispozitivul dumneavoastră Android la calculatorul dumneavoastră. Apoi vom accesa dispozitivul. Vom face un folder nou care este obligatoriu. Și vom pune Limbo X 86 sistem. În acest folder vom copia fișierul pe care l-am descărcat. Uitați, acesta este, vom da cut și paste. Nu îl pot la definitiv pentru că am vrut să-l deschis, însă îl vom închide și vom da to again. Și vom mai copia și acel fișier cu Windows-ul, la acesta îi voi da copy și paste. Până când se va copia, eu voi pune pauză. Bun, fișierele au fost copiate amândouă în dispozitivul nostru Android. În acest moment vom deconecta telefonul de la calculator obligatoriu. Bun, am deconectat și eu telefonul de la calculator. Iar în acest moment prezent, trebuie să instalăm aplicația care a fost pusă pe listă. Dispozitivul nostru Android. Trebuie să avem un file manager instalat. L-am deschis. Ne vom duce la fișiere și vom căuta folderul făcut de nostru. De obicei va fi așezat printre ultimele fișiere. Acesta este. Vom instala aplicația respectivă. Vom da instalați. Și deschideți. Ecranul nostru a fost rotit. Vom apăsa pe acest buton I acknowledge. Și OK. Și din nou OK. Se instalează încă câteva fișiere pe dispozitivul nostru Android. Nu va dura foarte mult.
în jur de aproximativ cel mult 20 de secunde. Vreți, fișele au fost copiate, vom apăsa pe butonul Open și New. Aici vom scrie numele sistemului nostru de operare. Vom scrie Windows Me. Vom da pe butonul Terminat și Create. Aici la User Interface dați pe butonul VNC și selectați CDL. La CPU Model selectați CMV64, CPU Core, maximum de procesare care vi le arată. Mie mi-a arătat 4, dumneavoastră puteți avea un telefon 8-core și o să vă apară 8. Dați pe 8 dacă aveți un telefon 8-core. La RAM Memory dați pe maximum de memorie pe care dumneavoastră îl aveți. La Hard Disk A dați pe butonul Non, Open, Parent Directory și vom căuta folderul făcut de către noi. Acesta este și vom selecta imaginea care v-am pus-o în descriere. Am nevoie încep mai în jos, la VGA Configuration dați pe Cirrus, Sound Card All, Network Configuration dați pe User. Și cam acestea au fost setările, însă ne vom duce mai în josul paginii și vom da pe Multihertz IO și Set. Și am apăsat pe butonul Start. Ne-a apărut imaginea în sistemul nostru de operare Windows Me. Până atunci, în momentul în care se va deschide, eu voi pune pauză. Bun, ne-a apărut o imagine albastră și cursorul mouse-ului. Vom avea încă un pic cam mult de așteptat. La fel voi pune pauză. Ne-a mai apărut New Hardware Found. Se instalează, adică driverele care au fost găsite. Și în momentul de față nu ne-a apărut această imagine, însă nu ni se poate mișca mouse-ul. Ce vom face? Vom pasa pe acele liniuțe ale telefonului care arată mai multe setări. Ne-a apărut o anumită bară de instrumente și am dat pe Muse. În acest moment, mouse-ul nostru a fost dat pe Enable. Ne vom duce și vom da pe butonul Next. Și pe finish. Din nou vom avea un pic de așteptat și voi pune pauză din nou. Bun, am revenit și acum presupun că voi vă întrebați de ce mi-a apărut această imagine. Acest lucru mi s-a întâmplat pentru că atunci când se scana de error, eu am închis aplicația definitiv și partea bună este că atunci când ați închis foarte repede și direct sistemul de operare, va apărea acest mesaj pentru a descoperi de ce a fost oprită mașinăria virtuală și în acest moment se scanează de erori. Puteți da cancel, însă nu prea ar fi recomandat pentru că sistemul dumneavoastră va putea funcționa cu foarte multe erori de sistem. Și ceea ce îmi place la acest Windows, chiar dacă este doar un pic mai vechi decât Windows-ul XP, foarte puțin mai vechi, are acest serviciu care pornește
automat. Mi-am zis să vă spun să nu credeți că sistemul de operare pe telefonul meu se poate mișca atât de greu, însă singura problemă este că programul cu care eu pot vizualiza pe monitor telefonul mobil nu se mișcă deloc bine. Plus că nu mi oferă contrastul dorit. Pe telefon am un contrast foarte ridicat și se mișcă foarte bine și nu pot să am preferințe de genul ce are de nu merge. Eu zic că se mișcă foarte bine, chiar mai bine decât celelalte sisteme de operare prezentate până în momentul de față, cum ar fi Windows 95 și 98. Acest lucru cu device-urile, cu hardware-ul, cu așa, vor apărea la infinit până în momentul în care dumneavoastră ați practic ați instalat toate device-urile. Dumneavoastră deja v-am arătat cum faceți acest lucru, așa că eu voi pune pauză și dumneavoastră veți continua ceea ce ați văzut. Bun, am revenit și ceea ce am să vă spun este că după ce mi s-a arătat atâtea drivere, sistemul nostru de operare Windows Millennium Edition sau Mi a mai trecut prin câteva upgrade-uri și s-au instalat atât de multe drivere și el acum își face un upgrade practic pentru a putea funcționa corespunzător driverelor. Și așa că noi încă mai avem de așteptat, însă încă foarte puțin și atunci când driverele își caută locația, când se ajunge la acel folder Windows driver, de multe ori se blochează, însă nu vă speriați, lăsați-l, pentru că după cel mult 5 minute acel lucru a trecut și au se efectuat cu succes și după acel driver de instalare, practic, el îl ia cu o placă de internet normală pe cablu, însă noi mergem pe wireless și își va da un restart, la fel și la alte drivere, iar în final va apărea această imagine Updating System Setting. Eu voi pune pauză Până am revenit, se pare că ne-a apărut interfața sistemului de operare Windows 95, însă mai avem încă un pic de așteptat, se pare, până când ne vor apărea pictogramele. Și mai avem o chestie de făcut, pentru că noi încă funcționăm cu tastatura de Android, ceea ce nu este normal pentru un sistem de operare Windows. Pentru că un exemplu este că avem nevoie de săgeți pentru în cazul în care ni se închide telefonul brusc, a rămas fără baterie, o să ne apară acea imagine de safe mode, starting Windows normally, va trebui să selectăm. Cum vom selecta dacă nu avem în atribuire săgețile? Pentru a face acest lucru, vom închide mașinăria. La prima pornire se mișcă destul de greu. După cum vedeți, încă încarcă ceva anume, însă până la un anumit moment totul va fi gata și se va mișca un pic mai repede. Deci nu luați în considerare cum se mișcă pe calculator, pentru că nu știu ce, dar e un remove control și se mișcă foarte greu, însă pe telefon chiar sunt mândru și chiar îmi place cum se mișcă. Nu știu ce tot încarcă,
Însă ceea ce am să vă spun este că după ce am făcut atâtea setări, driverele sunt băgate, chiar putem să intrăm pe Internet Explorer, să instalăm o anumită aplicație, cum ar fi Google Chrome, și această aplicație nu funcționează cu aplicațiile de Android și aplicațiile de Windows. Putem instala Mozilla, Firefox, de exemplu un browser, rulează normal cu bara de instrumente jos, deci mai are nici măcar o mică legătură cu Android. După cum vedeți, chiar este observabil că se mișcă un pic greu, însă imediat parcă deja se mișcă un pic mai repede. Imediat după ce îl vom opri și vom mai adăuga și tastatura, totul va fi perfect. Aici vom putea selecta ce operațiune dorim să se facă. Restart, shutting down sau standby. Noi îl vom închide. Vom apăsa pe butonul OK. Are totuși o închidere destul de grea. Însă avantajul este că după mine acest sistem de operare este mai nou făcut decât Windows 95, 98, 2000 și apoi este Windows Millennium Edition, este în spatele Windows-ului XP, însă ceea ce înțeleg este de ce el vine din instalare fără o imagine de fundal, însă pe care noi o putem seta foarte simplu. M-ar fi să intrăm în Internet Explorer, să salvăm o imagine pe desktop și să dăm setting as background. Îmi dau seama de ce nu vrea să se închidă, ceea ce este destul de ciudat. În cazul în care și vă poate face așa, apăsați din acesta este motivul. Dăm pe butonul End Task. După cum am spus, dacă și dumneavoastră tocmai la închidere vi se blochează, dați din nou pe aceea linia de telefonului, dați pe mai multe și shutting down VM. Se pare că n-am mai apucat eu să apăs pentru că s-a închis înaintea mea. Să deschizi din nou aplicația. Nu o vom închide, o vom lăsa să ruleze, vom deschide magazinul Play sau Google Play. Și vom scrie în barea de căutare Hackers. Am scris greșit. Hackers Keyboard. Îmi da Enter. Primul rezultat. Instalați. Și acceptăm. Se instalează destul de repede, după mine. Am apăsat pe butonul deschideți. Enable keyboard. Vom selecta aici Hackers keyboard și vom deselecta tastatura care o avem în prezent pornită. Deci înapoi vom da Set Input Method. Vom selecta Hackers Keyboard, Input Language. De aici putem selecta tot felul de limbi. Și Jet Dictionary nu avem nevoie, că pentru a face rost de un dicționar, cum ar fi franțuzesc, cu anumite semne, să nu acest lucru ne interesează. Putem închide magazinul Play tastatura, vom intra din nou în limba PC Emulator și am apăsat pe butonul Start din nou. Să spun așa, până în momentul în care va porni, eu voi pune pauză.
Bun, am revenit și ceea ce vreau să vă spun că aproape mereu după fiecare restart trebuie să activăm mouse-ul. Mă scuzați. Mouse-ul a început să se miște. Și știu de ce avem de așteptat în acest moment. Pentru că trebuie să se încarce anumite funcții, pentru că sistemul deja are câteva aplicații instalate care cel mai des nu prea vin în acest moment al erei noastre, epoca contemporană, nu vin aplicațiile gata instalate. De cel mai multe ori noi trebuie să le căutăm, pentru că dacă nu le vom căuta sunt esențiale pentru sistemul nostru de operare pe care le veți folosi, de exemplu, pentru a vă juca sau tot felul de programe, cum ar fi DriveEasy. Am făcut un tutorial despre acest program la care trebuie Net Framework pentru a-l putea rula. În acest moment, să zicem, să vă spun cum puteți porni Task Managerul. Apăsați din nou pe acele liniuțe ale telefonului, dați pe mai multe, dați Ctrl Alt Delete și în acest moment va porni Task Manager. Deci avem programele care rulează. Putem da Shutting Down sau End Task. Eu voi da Cancel. Iar dacă vom da pe Control C, vom putea copia ceva anume. De aici puteți schimba dimensiunea monitorului sau depinde spre ce suportă telefonul dumneavoastră. Eu voi da înapoi pe ce am avut. La mai multe, după ce ați copiat un anumit text, putem să îl lipim. Ne va apărea aici un alt console V. Bun. Putem salva mașinăria. Mașinăria, adică cum am lăsat-o pornit așa să rămână, însă ceea ce nu prea este recomandat. Dacă m-am apăsat pe keyboard, tastatura noastră va prinde și despre acel lucru vorbeam de săgeți care nu sunt puse normal. Haideți să încercăm să deschidem o aplicație. Mi s-a blocat mouse, așa. Am dat pe butonul Start. Deci nu știu ce, pe calculator n-am atâta lag, iar pe telefon se mișcă perfect. Le putem duce la program. Ceea ce îmi place este că are și efecte de și efecte video, cum ar fi, nu știu cum, dar ca și cum ți-ar da impresia că nu se mișcă greu. Atunci când mă duc pe butonul program, mi se deschide așa cu un efect frumos, în dreapta se duce toată bara. Ceea ce îmi pare rău că chiar nu pot arăta pe calculator. Accessories, deci aici MS-DOS-ul, Paint-ul, WordPad-ul. Haideți să deschidem un WordPad. Nu știu ce, însă de mai multe ori pe calculator imaginea mi s-a negrit fără niciun motiv. Ar putea să pornească destul de greu, însă nu-i nimic. Va porni. Însă pe calculator se pare că pornește și mai greu. Putem activa tastatura. Stați să măresc în primul rând imaginea pentru a se putea vedea ce tastez. Și vom putea da pe keyboard. Vom putea scrie orice dorim. Însă nu înțeleg o chestie, de ce nu vrea să mi tasteze. Nu este nimic, dumneavoastră ar trebui să vă poată tasta. Se înțeleg și în My Computer. Nu salvăm. Deci pentru mine nu știu, ca și cum chiar ăsta ar fi PC-ul, pentru că pe telefon chiar se mișcă destul de repede.
Și totuși, după cum cred eu că s-a putut observa la celelalte sisteme de operare și foloseam o captură mult mai bună care chiar filma în mai multe FPS-uri, așa era foarte observabil că se mișcă foarte greu. Să ceea ce mai uimit este că acesta este un sistem mai nou de operare și consumă și mai multe resurse și totuși se mișcă atât de greu. Se mișcă de fapt foarte ușor. Pare că avem emblema sistemului de operare în dreapta. Noi practic avem acum pe vremea Windows-ului Mi era acest telefon practic foarte bun, foarte performant de performanță dacă ar fi fost un calculator. Pe când calculatoarele pe vremea aceea abia că se mișcau mai rău ca pe acest telefon. Și când spun că acum vă dă impresia că am lag și ceea ce chiar se întâmplă. Nu știu din ce motiv. Iar mi s-a negrit imaginea fără niciun motiv. Să deschid mai computerul. Din acest caz cred eu că aveam lag pentru că în aceeași lumea ce l-am deschis am dat să imaginea să se maximizeze. Putem deschide imaginea. Adică hard disk-ul, vom mai crea o partiție și aici băgăm se stochează pe calculator, pe telefon, memoria internă. Ne-a părut cât mai este liber 1,48 GB. De fapt, cam acesta e spațiul liber după telefon. Însă, totuși am un spațiu foarte mult de stocare, însă ceea ce este partea proastă este că am două partiții de stocare și spațiul îmi este împărțit în două bucăți, iar aplicația momentan rulează pe o singură memorie, însă dacă vom mai adăuga una, va fi foarte bine. Pare că s-a deschis toate fișierele noastre. Vom putea închide mai computerul, că după cum vedem chiar a funcționat. Și pentru a-l putea închide mai repede vom da pe din nou acele liniuțe mai multe și shutting down pentru a putea arăta mai multe chestii și vom da pe butonul yes. Ne vom duce mai în josul paginii și aici la hard disk apăsați pe butonul non, new și scrieți numele local disk. Dați terminat. Apăsați pe butonul cu 100 de mega și dați 5000 de mega, adică 5 giga, dați create, boot from device, lăsați pe default, în rest, toate setările sunt făcute, funcționează la fel ca un PC și vom da din nou pe butonul start. Și cel mai posibil o să ne apară acel mesaj VM shutting down. Vom deschide nouă aplicație, însă mai întâi o vom închide. Deci vom reporni aplicația. Vom da pe butonul Open Windows Mi și Start. Și acum vom avea două partiții. Văd că acest video tutorial iese destul de lung și totuși am pus atât de multe pauze și pentru munca făcută aș dori să pot strânge cel puțin 10 like-uri și
150 de vizualizări, dacă se poate. Și poate încă 2 subscriberi sau mai mulți. Însă, vă rog, m-am muncit atât de mult, la fel și celelalte tutoriale cu Windows 95 și 98. Oricum, am în cap ca data viitoare, când voi filma, voi filma despre Windows XP, însă varianta veche, făcută, care noi cel mai des folosim varianta făcută în 2004, îi voi prezenta mai întâi varianta făcută în 2001, apoi varianta făcută în 2004, varianta făcută în 2007 și cam atât. Apoi am să mă mai gândesc despre ce o să mai prezint. Apoi cel mai târziu voi reveni la tutorialele obișnuite despre performanța calculatorului și după cum vedeți ne-a apărut din nou acea practic legislație, pentru că a fost detectat că noi am închis mașinăria virtuală mai mult, cum să spun eu, fără voie, fără permisiune. Ceea ce am făcut acest lucru pentru că voiam să mi apară acel logo care mie mi-a apărut atunci când v-am spus că fără să vreau am închis mașinăria virtuală și cream că o să apară și de data aceasta, însă dacă o să apară și dumneavoastră, știți ce să faceți și nu uitați ce am spus mai devreme, voi menționa acest lucru din nou și la sfârșitul video tutorialului. Nu voi mai pune pauză pentru că nu am niciun motiv, pentru că a fost o operațiune foarte, foarte scurtă și dacă puteți să îmi dați mie o idee ce are programul de se tot înnegrește. Ca să știți, folosesc SnapPia pentru a putea viziona ecranul telefonului și putea filma. Deci nu este nimic de la captură și totuși. Aproape ne-a pornit mașinăria virtuală sau Windows 1000. Depinde la fel ce, cum vreți să spuneți, la fel și Windows Millennium. Mi-e place să spun Windows Millennium Edition pentru că este o denumire totuși destul de frumoasă. Chiar te atrage un pic să o spui. Presupun că iarăși mouse-ul nu merge. M-a apăsat pe acele linie. Merge. Merge mouse-ul. Se pare să a pornit destul de greu. Eu, după cum am repetat, dacă mouse-ul nu merge, dați pe acele linie și mouse. Și se poate mișca. Și în acest moment chiar voi pune pauză pentru că observ că a început să se miște destul de greu. Nu destul de greu, destul de încet acum la pornire. Acest lucru se întâmplă pentru că nu avem un hard disk al calculatoarelor. Nu din cauza componentelor, componentele chiar depășesc ceea ce ar fi cerut acest sistem pentru ceva optim, adică să meargă perfect, depășesc acele cerințe și totuși voi pune pauză. Bun, am revenit, sistemul nostru de operare s-a încărcat, putem deschide din nou My Computer, să zic că din nou încarcă ceva ce nu dau seama. Nu vom deschide și acum chiar se va deschide foarte lent pentru că mai avem o partiție pe care el nu o cunoște și trebuie să așteptăm până când își ia hardware-ul din nou în funcțiune. Până când se va deschide, puteți să vă mai uitați la efectul de la bara de start, care este chiar foarte frumos și avem și când se deschide și când intrăm pe la accesorii. După cum am menționat,
Mie chiar îmi place să mă uit la acest efect, pentru că nu prea îl întâlnesc la niciun sistem de operare, nici Windows XP care îl avea, nu l-avea atât de frumos, iar Windows 7 nu mai conține. Putem chiar să intrăm la game, dacă dorim. Am înțeles o chestie, pe ce a rămas MS-DOS-ul, pentru că momentan nimeni nu-l mai folosește, când poate foarte simplu să intre numai computer și să caute fișierul respectiv. Ce de jocuri avem, care atâtea jocuri nu aveam nici la Windows-ul XP. Deci, Windows 98 și 95 era mai rău. În moment, nu știu de ce nu se deschide mai computerul. Voi pune pauză până când voi putea remedia acest lucru. Deci, bun, am revenit. Se pare că am închis mai computer pentru că dintr-un motiv oarecare nu s-a mai deschis, însă puteți încerca oricând să-l deschideți, pentru că nu există un motiv pentru care să nu poată funcționa, pentru că este Windows pe calculator și plus că depășește cerințele cerute și chiar este foarte bine, iar am să vă reamintesc ce am spus și mai de mult, că aș dori să strângem cel puțin 10 like-uri, 20, 150 de vizualizări și poate 2-5 abonați în plus. Vă mulțumesc, acesta a fost video tutorialul de astăzi. Vă puteți juca cu acest Windows, cu Internet Explorer, are câteva jocuri din instalare, după cum bine știți că vine și bye bye.